În continuare, vă invităm să urmăriți seminarul Portretul Biblic al Căsătoriei. Stimați ascultători, în cadrul acestui studiu am discutat până acum despre alipire despre responsabilitatea cuplului, care este alipirea, despre rolul soției, care este ajutorul potrivit și supunerea, despre rolul soțului, acela de lider, de conducător și despre responsabilitatea soțului, responsabilitatea de a-și iubi soția. Astăzi discutăm despre socrii. Socrii să nu devină din dulci haiduci. Socrii sunt dulci sau haiduci? Aceasta este întrebarea. Este interesant că atunci când te căsătorești, ești îndrăgostit de copilul viitorilor tei socrii și viceversa. Frecvent, la începutul căsătoriei, unul dintre aspectele care par să aducă multă frustrare, conflict, mânie și reprimare, și chiar evitare, este acest aspect al socrilor. Cum te înțelegi cu persoanele care vin în căsnicie cu persoana cu care te căsătorești? Vom trata această întrebare astăzi. Subiectul acestei sesiuni sunt socrii. Dacă nu avem grijă, socrii noștri dulci pot deveni haiduci dacă se strecoară în căznicia noastră, implicându-se în domenii care produc mult conflict. Știi când socrii devin haiduci? Atunci când te întreabă: Când ne-ai sunat ultima dată? De ce nu ne-ai scris? De multe ori, cuplurile de tineri căsătoriți spun. Oare de ce ne tratează ca pe niște copii? Suntem deja adulți. Socrii devin haiduci atunci când vor să micșoreze în ochii tăi pe partenerul cu care te-ai căsătorit. Poate fi chiar mai rău atunci când vin sărbătorile, fiindcă sărbătorile sunt ascunzători ideale pentru haiduci când te întreabă malițios, Cine vine la masă anul acesta? Cum tratăm noi subiectul socrilor așa încât ei să nu devină haiduci? Cel mai important pasaj cu care trebuie să începem este evident în cartea Geneza, capitolul 2. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Am discutat acest lucru în episoadele anterioare, dar ideea este că înainte de căsnicie există două case. Cei doi, tânărul și tânăra, sunt parte din aceste familii. Din copii, ei devin tineri adulți. În momentul în care se căsătoresc, apare o responsabilitate, o poruncă, aceea de a-și părăsi părinții și de a începe o a treia casă care nu a mai existat până atunci. Ei trebuie să înceteze să se mai alipiască de părinții lor. Fiecare trebuie să se alipiască acum de partenerul său. Partea din aspectul legat de socrii este că tânărul sau tânăra trebuie să plece. Este obligatoriu să nu rămână în casă, să nu stea tot timpul acolo. Pleacă de acolo, fizic, pleacă emoțional și alipește-te de partenerul tău. Care ar fi cuvântul din Biblie pe care l-ai folosit ca să descrii viața din momentul în care ai părăsit casa părintească? Să privim la câteva pasaje din Biblie. Primul pasaj este în Exod, capitolul 20, versetul 12. Face parte din cele zece porunci și spune Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău. Așadar, este vorba despre a cinsti, a da cinste. Același lucru se repetă în Deuteronom, capitolul 5, unde spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile multe și să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Levitic, capitolul 19, conține o observație foarte interesantă. Să te ridici în fața celor cu păr alb și să cinstești pe bătrân, temându-te de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Să te ridici în fața celor cu păr alb și să cinstești prezența unui bătrân. Vedeți, este vorba despre cinstire și respect. Discutam cu un om care a călătorit în străinătate. Mi-a spus: Am mers și eu cu autobuzul într-o țară străină. El avea 72 sau 73 de ani. Avea părul alb. A continuat și a spus: S-a întâmplat cel mai remarcabil lucru. Întreg autobuzul era plin cu oameni, iar eu eram musafir în țara lor. Am urcat, și o treime din cei din autobuz s-au ridicat în picioare ca să mă așez eu pe scaunul lor. Este vorba despre cinstire și demnitate. Un alt verset care îmi vine în minte este din Cartea Levitic, capitolul 20: Dacă un om oarecare blestemă pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. A blestemat pe tatăl său sau pe mama sa, sângele lui să cadă asupra lui. Este vorba despre onoare totală și respect total. Epistola către Evrei, capitolul 12, ne prezintă gândul lui Hristos. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și totuși le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem tatălui duhurilor și să trăim? Când te gândești la gândurile pe care trebuie să le ai cu privire la părinții tăi și la părinții partenerului tău, vezi că trebuie să te dezlipești de ei. Tu trebuie să te alipești de soțul sau de soția ta și să te dezlipești de părinții tăi. Cum trebuie să te porți însă cu ei? Răspunsul este, te dezlipești de părinții tăi, te alipești de soțul sau soția ta, dar îi cinstești și îi respecti pe părinți. Nu vei găsi nicăieri Biblia spunând, dacă părinții sau socrii tăi merită cinstea, atunci dă le -o. Nici nu spune Biblia, dacă și-au câștigat respectul din partea ta, respectă-i. Porunca nu are nimic de a face cu comportamentul părinților sau al socrilor tăi. Este destul de simplu. Nu-i blestema, Dăruiește-le cinstea, arată-le respect. De ce? Pentru că așa am poruncit eu. Ei sunt părinții tăi și trebuie respectați datorită acestei relații. Nu dacă merită sau nu, asta nu contează. Modul în care ei se poartă, nu contează. Tu nu îi poți controla pe ei. Singurul lucru pe care îl ai tu sub control este modul în care le răspunzi tu lor. Răspunsul meu trebuie să fie cinste și să le arăt respect. Cuvintele acestea, în limbile ebraică și greacă, în Vechiul și în Noul Testament, înseamnă să ai stimă, să ai reverență, să te pleci în fața lor, să dai ascultare, să respecti, să te ridici în fața lor. Întrebarea este cum anume ar trebui ca eu și cu tine să ne dezlipim de părinți. Ei îți spun. Vino la noi în fiecare sfârșit de săptămână. Acea tensiune între dezlipire și alipire și onoare și respect este subiectul acestei sesiuni, spune autorul acestui material. Cum merg acestea două împreună? Mie mi se pare că în căznicie sunt anotimpuri când trebuie să definești ce anume înseamnă a onora și a respecta. La urma urmei, noua familie merge la socrii. Eu sunt responsabil să dau cinste și respect părinților mei și să le dau cinste și respect părinților soției mele. Cum anume fac asta? Asta nu este datoria lor, ci este datoria mea. Este și datoria soției mele. Mă întorc puțin în urmă, înainte de a mă fi căsătorit. Acesta a fost stadiul 1. Stadiul 2 a fost la începutul căsniciei. Stadiul 3, la mijlocul căsniciei, când apar copiii. Stadiul 4: avansați în căznicie până la momentul morții, și apoi mor și ei. Dacă te întorci la stadiul 1, înainte de a pleca de acasă și a te alipi, este foarte clar ce trebuie să faci atunci. Ascultă de părinții tăi în toate lucrurile. Cuvântul care îmi vine în minte aici este ascultare în toate lucrurile, fie că ești, fie că nu ești de acord cu ei. Eu trebuie să îi ascult. Apoi vine începutul căsătoriei, înainte de a avea copii. Acesta este timpul în care încerc să mă detașez de părinți. De ce? Am fost legat de ei toată viața până atunci. Nu cunosc o altă persoană de care să mă alipesc. Îmi iubesc mama, tatăl, frații și surorile, rudele mele. Toți aceștia sunt legați mult, atât de mine cât și de partenera mea. A doua parte este aceea în care trebuie să mă dezlipesc de ei și să mă alipesc de partenera mea. Astfel, acum trec de la ascultare de părinți la mai multă independență. Alături de părinți sunt foarte dependent de ei. Trebuie să devin liber. Trebuie, dacă poți spune destul de clar, trebuie să fi fost plecat. Trebuie să fi fost dezlipit deja. Partenera mea trebuie să fi fost și ea dezlipită deja. Este un verb la timpul trecut. Eu m-am dezlipit deja. Nu spun că mă voi dezlipi pe parcurs. M-am dezlipit deja de ei. Dacă până aici este dependență, acum este independență. Uneori, însă, părinții nu îți dau voie. Cu cinste, cu respect, s-ar putea să fie nevoie să te muți într-un alt oraș sau chiar într-o altă țară pentru o vreme, dacă altfel nu poți fi independent. Dacă discuți cu multe perechi de căsătoriți, vei fi surprins să descoperi cât de mulți fac acest lucru. Știți de ce fac acest lucru? Pentru că părinții și socrilor nu își fac partea lor în procesul de dezlipire și anume de a-i lăsa să se desprindă de ei. Atunci când tu îți crești copiii, tu ești responsabil pentru ei. În secunda în care au ieșit din casa ta, ei devin responsabili pentru ei înșiși. Este vorba despre control. Ei fac lucrul acesta, doresc să devină independenți de controlul tău, dar totuși să te onoreze și să exprime demnitate. Aici este conflictul între control și independență. Conflictul între independență și ascultare de vreme în căsnicie, când nu aveți copii încă, eliberați-vă. Apoi urmează partea de mijloc a căsniciei, când apar copiii, dacă te binecuvintează Dumnezeu cu ei. De pe la vârsta de 25 și până pe la 45 de ani, de obicei ai copii. Dintr-o dată, lucrurile se schimbă atunci, iar părinții și socrii tăi devin bunici. Ei uită atunci cine ești tu. Dintr-o dată pozele tale sunt luate jos de pe pereți și scoase din pormoneu și din poșetă. Poartă atunci cu ei albume întregi de poze, arătând tot ce fac cu nepoței lor. Este ca și când tu nu ai fi existat niciodată. Vor să-i vadă chiar mai mult decât vor să te vadă pe tine. Las-o la noi, o ținem noi, dar vină o să ei doar mâine seară. Atunci e toată a voastră să o luați acasă, dar acum lăsați-o la noi. Acum se trece de la dependență la independență. Însă, atunci când această independență este eliberată, partea de mijloc se numește interdependență. Asta se întâmplă atunci când voi sunteți o familie separată. De acum încolo, voi doi veți fi împreună, dar ca și indivizi separați și nu ca unul dintre noi. Interdependent. În acest moment, partenerii se declară independenți de socrii lor. Acum ei își făuresc în sfârșit o casă nouă împreună cu copiii lor. Dintr-o dată aici apare un set nou de tranziții. Acum două persoane au de-a face cu două seturi de părinți. Aceasta este o întreagă familie cu vacanțele lor și cu copiii lor. Ei au programul lor propriu de Crăciun și, vai, au și provocările lor proprii, nu este așa? Când socrii vă spun, dar voi obișnuiați să veniți întotdeauna la noi de Crăciun, cum de nu veniți anul acesta? Am făcut ceva rău? V-am supărat cu ceva? Acesta se numește control. Așa că răspundeți-le, nu, nu ați făcut nimic rău, nu ne-ați supărat cu nimic. Ne place să venim la voi, dar credem că este nevoie să avem și noi propriul nostru Crăciun, propriile noastre sărbători. Câți dintre voi știu despre ce vorbesc eu? O da, știm cu toții. Ce credeți? Imediat ce ai închis telefonul aici, te sună din coace. Da, știm, înțelegem că ar trebui să venim, dar anul acesta vom face Crăciunul doar noi. Poți să faci acest lucru și să-ți cinstești totuși părinții? Dacă nu poți, atunci vei avea necazuri. Pe măsură ce copiii tăi cresc, părinții tăi, care acum sunt bunici, îmbătrânesc și ei. În timp ce tu treci de la 25 la 45 de ani, ei trec de la 45 la 65. Și nu mai sunt la fel cum au fost. Chiar dacă sunt aceleași persoane, devin puțin mai înceți, vor să stea jos puțin mai mult. Următorul stadiu este acela când mai târziu, în căznicia ta, în loc de a mai fi tu dependent de părinții tăi, devin ei dependenți de tine. Iată cum se întâmplă de fiecare dată. Ce se întâmplă oare când copiii tăi au între 20 și 45 de ani? Ei o apucă pe drumul lor, iar Dumnezeu a programat asta perfect. Când copiii tăi pleacă, părinții tăi au nevoie de tine să îi conduci. Tu trebuie să le devii lider, să preiei controlul. Mamă, nu poți face așa ceva. Mamă, ai încredere în mine când îți spun că nu se poate? Nu poți merge la patinaj, mamă, ai 83 de ani. În timp ce ei se frământă să renunțe la control aici, tu ești în control din coace, în familia ta. Fie că îți place sau nu, până la urmă vine ziua când rolurile trebuie să se inverseze, și așa cum s-au îngrijit ei de tine, Biblia spune că trebuie să te îngrijești tu de ei. Așa cum ți-au purtat ei de grijă când tu nu ai putut să te îngrijești singur, acum ai tu grijă de ei când ei nu se mai pot îngriji singuri. Același argument și aceeași frustrare. Vreau să mă descurc singur. Unde mă aflu? Și eu voi fi așa într-o zi. Și tu vei fi așa. Câteodată suntem deja așa. Este vorba despre a fi în control. Ciclul acesta complet se repetă, și ce credeți? când ți-ai împachetat totul și când părinții tăi și-au atins gloria, fotoliul ți se pare de acum foarte confortabil. Copiii tăi încep să-ți facă nepoți, apoi tu îi vrei, apoi curând copiii tăi îți spun, Tată, nu mai poți face asta, nu poți sparge lemne timp de o oră. Ce vrei să spui? Cum nu mai pot sparge lemne timp de o oră? Ba da, pot! Cinstirea are și ea sezoane diferite. Trebuie să-ți seama cum acorzi cinste în diferite sezoane ale vieții. Stimați ascultători, pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom continua subiectul de astăzi, și anume: Socrii să nu devină din dulci, haiduci. Ați urmărit seminarul Portretul Biblic al Căsătoriei.